Selecția a fost organizată de 3 persoane, dintre care una, Cristian Ghingheș, are și calitatea de consilier local. Modul cum au fost selectați participanții la festivalul din Ruhr a stârnit nemulțumirea unor tineri din Bacău, care îl acuză în principal pe consilierul Ghingheș că a realizat o triere netransparentă și neprofesională. Spuneam de faptul că nu neapărat au fost nemulțumirile mele personale, ci ca un reprezentant mai mult sau mai puțin al tinerilor, al studenților, aș putea spune, din Bacău, consider că nu au fost informați cât ar fi trebuit. Și aici mă refer la faptul că nu a existat un comunicat de presă a organizatorilor din Bacău pentru acest eveniment. Ei au făcut reclamă doar pe blogurile personale și aici mă refer la domnul consilier Ghingheș și la domnul Vlad Popovici. Iar în ceea ce privește informarea cu presa, nu a avut loc. Din ce am văzut, au existat articole pe Adevărul și pe Deșteptarea doar în perioada iulie și atât. Iar evenimentul are loc în iulie 2017, promovarea lui a fost în iulie 2016. Ioana, care este și moderator la postul de radio UNSR Bacău, s-a arătat deranjată și de faptul că pe lista lui Ghingheș se află și tineri care nu au nicio legătură cu Bacăul. Pe lista din Bacău apar tineri și din București și Cluj. Ținând cont de faptul că primăria Bacău suportă cheltuielile, da, din bani publici, sunt de părere că nu ar trebui să fie tinerii din alte orașe. Până la urmă, acest eveniment poate lua tineri și din alte orașe, fiecare oraș în parte cu tinerii pe care i-are. Asta este părerea mea și nu numai eu am sesizat problema asta, au mai fost persoane care au spus că nu e tocmai corect. Eu sunt și moderator la Radioul Studenților și am considerat că e de cuvință să vorbesc așa despre tinerii care n-au fost reprezentați. Subiectul a stârnit și reacția primarului Cosmin Necula, care i-a cerut lui Ghingheș să-și asume organizarea selecției și deciziile pe care le-a luat în numele Consiliului Local. Special n-am vrut eu să fac selecția, domnul Șufariu, ca să nu mi se spună că de ce le-a luat pe Vasilică și nu le-a pus pe Gigel. Dar dacă le-a luat pe Gigel, știai că Gigel are probleme mari, nu știu pe unde? Nu. Da, eu o discuție văd aici asta, știu. Pe forum și de aceea, cei care au selectat întrebări, da. Cei care au selectat trebuie să vină în fața oamenilor să spună: noi l-am selectat pe Gigel pentru că, și să-și asume. Că așa este și în politică și așa și în administrație. Știți cum e? Îți asumi, semnezi și vin în fața oamenilor și răspunzi. Așa e cel mai simplu să fii zmeu prin ședințele de consiliu local. Nu, vină în fața oamenilor și le explică-le. În replică, consilierul Ghingheș spune că nu are ce să-și reproșeze despre modul cum și-a făcut treaba în cazul Ruhr. Selecția a fost foarte transparentă. Proiectul nu ne aparține, este al Asociației Județene de Fotbal și este o colaborare cu Consiliul Local. Asociația Județeană de Fotbal a avut o întâlnire cu Gabriel Posolache și cu Vlad Popovici și cu mine în sensul ăsta și ne-a rugat ca, pe lângă cei 50 de sportivi care vor merge în Germania, să mai luăm și alți 50 de tineri din Bacău. Deci, practic, acești 50 de tineri reprezintă un bonus, o dorință a autorității locale de a veni în sprijinul tinerilor, mai ales în contextul în care Bacăul deține anul ăsta un titlu. În sensul ăsta, noi am promovat apelul acesta timp de 10 zile necontenit și pe Facebook, dar și în mass media, pe bloguri și așa mai departe, și vă pot pune oricând la dispoziție dovezi în acest sens. Vă pot arăta chiar postările de pe pagini, să vă arăt că ele au ajuns la, nu știu, 10.000, 20.000 de oameni. Deci sunt statistici, pot să vă arăt oricând numerele. Și o altă dovadă este faptul că au aplicat în jur de 70 de tineri la acest apel. În 10 zile, în timpul sărbătorilor, deci mi se pare chiar o dovadă foarte bună că noi am promovat acest apel. Ghingheș a mai spus că nici nu are cunoștință că pe lista pe care a aprobat-o să se afle tineri care nu sunt din Bacău, așa cum a fost acuzat în mediul virtual. Eu nu am cunoștință de acest lucru, eu chiar am verificat aplicațiile și m-am uitat în mod expres la această chestiune. În general sunt tineri
cu performanțe foarte bune, atât la sport cât și la învățătură, dar și cu pasiuni și alte activități non-formale. În principal sunt tineri adolescenți la liceu. Proiectul este adresat tinerilor între 14 și 21 de ani, deci zona de studenți a putut fi acoperită doar într-o mică măsură și din păcate n-am avut atât de mulți studenți care au aplicat în proiect, chiar dacă apelul a fost postat pe grupuri ale universităților din Bacău. Repet, pot să vă pun la dispoziție capturi de ecran în acest sens. Consilierul Cristian Ghingheș este implicat și în proiectul Bacău, capitala tineretului din România, prin care vizează obținerea 3 milioane de lei de la primăria Bacău, bani care urmează să fie folosiți pentru construirea unui sediu al organizațiilor de tineret și managerierea unor evenimente sportive, în principal destinate sportului de masă.